Biserica și reprezentanții au devenit de ceva vreme prilej de glume pentru șeful USL Dâmbovița, Ion Stan. Cel care poza în trecut ca om apropiat de cele sfinte s-a transformat critic vehement al fețelor bisericești. De gura parlamentarului nu a scăpat nici în al preasfințitul Nifon, arhiepiscop și mitropolit al Târgoviștei. Probabil invidios pe succesul lui Bendeac, Stan s-a gândit, nu prea mult ce-i drept, să-i bine dispună pe jurnaliștii prezenți la show-ul săptămânal al partidului, spunând glume cu cele sfinte. V-aș spune cum este cu acel amărât care a ținut toată rânduiala în viața lui pământească și când s-a dus pe lumea cealaltă, l-aștepta Sfântul Petru. Și el s-a așteptat săracul să fie primit de Sfântul Petru și dus în sânul lui Avram, în rai. Și a văzut că este dat la o parte și că tot personalul din rai întinsese un covor roșu și îl măturau de zor. Și l-a dat odată Sfântul Petru, l-a dat și a doua, și a treia, și la un moment dat amărâtul a spus, domnule, zice, dacă nici aici nu mai este dreptate, toată viața am ținut rânduiala creștină și mă așteptam să mă primiți în rai, să mă luați în brațe și să mă duceți în sânul lui Avram. La care Sfântul Petru, grăbit că trebuie să facă, spune, ce dă-te la o parte, că nu vezi că vine, ce cine vine, domnule? Zice, un ierarh. La care el spune, zice, păi cum, pe mine, care am fost, da, oameni ca tine primim în fiecare zi, ierarhi odată la 400 de ani.